credincioșiei tale față de legământul pe care îl vei întări înaintea Domnului în urma chemării sale de a-i sluji ca păstor. Cândva ai încheiat un legământ de credincioșie prin botezul în apă. Apoi, sau mai înainte, ai încheiat un legământ de credincioșie față de soția Dumnezeu tale. După aceea Domnul te-a chemat în slujire. Dar acum, pentru că Dumnezeu a văzut credincioșia ta în slujirea Lui, te-a chemat să slujești Domnului ca și păstor. Ar vrea să te întreb înaintea Domnului și înaintea bisericii sale. Ai în inimă puternică încredințarea că Domnul te-a chemat la această slujire? Este foarte important. Chemarea lui Dumnezeu este atestatul faptului că Dumnezeu va însoți și va întări lucrarea ce se face de acum încolo. Ai auzit în parte, dar cunoști din cuvântul Domnului cerințele Domnului pentru credincioșie în lucrarea la care El te-a chemat. Ești hotărât înaintea Domnului și în fața bisericii ca să dovedești credincioșie cu jertfă, cu sacrificiu pentru a sluji Domnului ca păstor. Cu ajutorul Domnului, da. Amin, cu ajutorul Domnului și să nu uiți, întotdeauna suntem dependenți de Domnul, pentru că lucrarea la care ne-a chemat El este de El așa stabilită că niciun om nu o poate îndeplini. Niciun om. Așa cum dorește Domnul, doar sprijinul Domnului prin Duhul Sfânt ne face în stare să fim credincioși. Să rămâi smerit și dependent de Domnul în chemarea pe care Domnul ți-a făcut-o. Și având aceste cuvinte rostite din partea dumitale, îți doresc ca să rămâi în legătură necurmată cu Domnul, conectat la energia puterii lui Dumnezeu prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin alipire tot mai mult de Domnul. Amin. Fratele se va pleca pe genunchi înaintea Domnului, împreună cu frații slujitori vom înconjura și vom pune mâinile asupra Lui și se va rosti rugăciunea de investire în slujba de păstor alături de fratele Daniel Floruța, aici în biserică și oriunde prin fratele Daniel Floruța, Domnul îi va încredința responsabilități fratelui Viorel. Rămânem înaintea Domnului. Sfinte Tată bun și minunat slăvit să fie numele Tău în veci. Stăm cu reverență înaintea Ta, Doamne, și Îți mulțumim că Tu lucrezi în chip desăvârșit și minunat. Îți mulțumim pentru fratele Viorel, Îți mulțumim pentru casa pe care Tu i-ai dat-o și familia în care Tu te-ai uitat să vezi credincioșia lui. Și biserica a văzut credincioșia lui. Acum Tu l-ai chemat la această nouă slujire de păstor, și te rog din inimă, Doamne, să-i dai o îndoită putere din Duhul Tău pentru aceasta. Mă rog să-i dai autoritate sfântă care vine de la Tine, Doamne, și prin puterea Duhului Sfânt să-L însoțești în lucrarea ce o are de făcut. Dă-i ungerea Ta în vestirea cuvântului lui Dumnezeu, Doamne. Te rog să-i dai înțelepciunea care vine de sus și iluminarea Duhului să înțeleagă tainele lui Dumnezeu. Ca orice slujitor El este chemat să fie un ispravnic ai tainelor lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi aceasta dacă nu descoperi Tu tainele Tale, Doamne. Descoperă cuvântul Tău în mai mare măsură. Și fă cuvântul acesta un foc arzând în inima Lui, Doamne. Și când își deschide gura și predică cuvântul, te rog să atingi inimile oamenilor. Te rog să atingi conștiințele lor, să-i trezești în privința stării lor, Doamne, și să faci cuvântul Tău luminos și viu și lucrător în orice inimă ascultătorilor. Mă rog să-i dai ungere, Doamne, când face slujba rugăciunii, mai ales acolo unde stă singur înaintea Ta în cămăruța Lui, coboară slava Ta peste El. Învăluie-L cu prezența Ta, Doamne, și te rog să-i vorbești ca lui Moise altădată, gură către gură ca unui prieten, ca atunci când El iese înaintea norodului să reverse cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, când își va pune mâinile peste bolnavi, dă-i ungerea puterii Tale și revarsă vindecare, Doamne. Dă-i, te rog, autoritate în cuvinte ca să aducă eliberarea și mustrarea duhurilor, Doamne, și fă-L un om al lui Dumnezeu. Ca tot Israelul, de la Dan la Berșeva, să știe că El este omul lui Dumnezeu. Aleluia.
că ungerea divină este asupra lui. Aleluia. Mă rog, Doamne, să-l încurajez în momentele lui de descurajare. Amin. Și să-l îmbărbătesc pe Domnul Dumnezeul lui și pe cuvântul tău care este neschimbător. Mă rog să-i ocrotești familia, Doamne. Amin. Pentru soția lui mă rog să o ocrotești de atacurile celui rău și a duhurilor întunericului. Pune o zi de ocrotire în jurul ei. Pune o zi de ocrotire în jurul copiilor lui, a căminului lui, Doamne. Pune îngerii tăi acolo de strajă și păzește familia robului tău. Ca el să fie liber în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea oamenilor. O, Doamne Dumnezeul slavei, poartă de grijă familiei sale cu cele trecătoare. Ca astfel, Doamne, inima lui să fie tot mai liberă și dăruită lucrării la care l-ai chemat. Mă rog, Doamne, să faci ca biserica să fie alături de el, sprijinindu-l în rugăciune, în îmbărbătare și în momentele lui de descumpănire, așa cum Pavel Apostol a spus, ce bine ați făcut ca să o parte la încercarea mea. Doamne, Tată Sfânt, îl încredințăm pe fratele Viorel în mâna Ta. Amin, acum îl punem, Doamne, sub autoritatea Ta. Călăuzește-l prin Duhul Sfânt, folosește-l după voia Ta. Amin. Și, Doamne, arată slava Ta veșnică în el, în familia lui și în slujirea ce face pentru Tine. Amin. Amin. Aș vrea să stăm ridicați pe picioare, frații slujitori. Vor rămâne pentru câteva minute aici, rog pe fratele Dan Marțincu. Este prezbiterul bisericii noastre să vină aici în față și să facă rugăciunea de mulțumire pentru tot ceea ce Domnul a rânduit în această dimineață. Urmând ca mai apoi în formația în care suntem să avem și o fotografie pentru site-ul bisericii noastre, să avem o amintire. E o sărbătoare frumoasă și vrem să ne amintim peste ani de sărbătoarea asta. Domnul să fie slăvit. Amin. Pentru lucrarea ta